Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, Adam! Bine te-am regăsit! Bună. Ce faci? Foarte bună, foarte, foarte bine, Jesse. Uite aici, printre ședințe, cu oamenii, discuții și așa mai departe, caut să luminez și eu foarte mult oameni, să le explic așa cunoașterea aceasta. Bineînțeles că știi că eu asociez foarte mult numerologia, feng shui-ul, tarotul, toate acestea le combin, runele, foarte mult în citirile mele și bineînțeles că trebuia să alegem și tema asta pe care să o discutăm astăzi, pentru că este o temă foarte interesantă și sunt și oameni care sunt interesați despre cum își pot îmbunătăți calitatea vieții cu ajutorul, să zic, acestei diagrame, bazii a datelor de naștere, cum își pot îmbunătăți, să zic, energia din casa lor sau din viața lor sau cum îți poți face viața poate mai bună. În primul rând, ca idee, ceea ce o să discutăm astăzi vreau să fie așa despre perioada în care am intrat, ce influență are ea, ca oamenii să știe ce aduce, ce influență aduce, ce să ne așteptăm de la perioada aceasta. Da? Deci avem acum o perioadă foarte interesantă, foarte, foarte interesantă, una care va schimba cumva foarte mult omenirea. Se numește regenerarea energetică a păsării Phoenix. Da? O să înceapă inclusiv din 2027 manifestarea. Da? Dar ea deja de acum cumva din anul acesta este deja cumva pusă pe ou, cumva să clocească și să se regenereze Phoenix-ul. Da? Deci oamenii vor trăi niște evenimente care vor fi foarte transformaționale în viața lor. Foarte transformaționale, la toate nivelele. La toate nivelele. O transformare în bine. Sau cum vezi tu lucrurile? Da, este o transformare în bine. În primul rând, este o transformare de conștiință ca etapă, de la etapă la etapă. Viața noastră niciodată n-a stat pe loc. Oamenii tot timpul s-au transformat, dacă stăm să ne gândim puțin, dar este foarte important, în primul rând, ce vrea să-ți transmită etapa respectivă, omul ce trăiește în etapa respectivă. Transformările sunt în viața noastră de când mama și pământul. Da? Important e ce să înțelegem ce aduce etapa aceasta a transformării în viața noastră și asta o să explic chiar acum. În primul rând, numerologic vorbind, avem un an de 8. În Feng Shui am intrat pe steaua 9. Din 2024 acum nu mai este la putere 8-ul, cum toată lumea era 8 peste tot, o să fie la putere 9-le. Energia lui 9 o să fie la putere. Adică își va manifesta energia mai puternic numărul 9 în viața noastră. În Feng Shui, această stea se numește steaua de multiplicare. Se vor multiplica foarte multe lucruri. Atât în bine, cât și în rău, Jesse. Mă înțelegi ce zic? Suntem foarte atenți cu ceea ce facem pentru că vine la dublu. Exact. Perfect. Ai înțeles foarte bine. Mergem pe linia 3, 6 și 9. În numărul G, linia 369 este energie de materializare. Asta face. Da? Acum, ce mă interesează să specific eu? Avem așa. Trebuie să facem cu toții un pătrat. Așa îl facem. Da? Și o să punem așa. Sud-estul va fi guvernat de steaua 2. O să explic imediat. Asta înseamnă că toată lumea, sud-estul, va suferi. O să începem întâi cu sud-estul. În tot sud-estul țării, de exemplu, țării noastre, oricărei țări din lumea aceasta, sud-estul va fi afectat energetic de steaua 2. În orice țară în sud... Bucureștiu, nu? Ce anume? Și noi suntem tot în sud-est, Bucureștiu. Exact. Exact. În cazul acesta, ce se întâmplă pe energia 2? Avem o stea de 2 și este energia stelei Tai Sui, se numește în Feng Shui. Acest lucru arată că Bucureștiul, că oamenii care stau în sud-est, anul acesta vor avea evenimente mai neplăcute, inclusiv pe sănătate. Le va putea scădea mai mult imunitatea, sănătatea, anul acesta, cei care stau în orice țară, în orice zonă, în sud-estul. Oricărei lucru. Deci imunitatea anul acesta... În orașul în care locuim, dacă stăm în sud-est... Exact. Locuitorii respectivi vor avea mici probleme anul acesta pe sănătate.
inclusiv ce... partea de sud-estul lumii, care este Asia. Exact. Asia, exact. Probabil, asta nu știu, n-am, dar dacă tu știi foarte bine, e foarte bine asta, că n-am stat să mă uit exact fix pe detaliile astea finuțe, dar da, acolo unde este sud-estul, oricare, în țara sud-est, oricare ar fi, da, de exemplu România, Anglia, în sud-est, toată lumea va suferi în sud-est. Cine va sta acolo, anul acesta îi va scădea energia, nu va fi productiv și nu va reuși foarte mult. Acum se poate face lucruri ca să poată să fie mai benefic. În primul rând, ce este benefic să faci anul acesta? În primul rând, am intrat pe anul nou în Feng Shui, de multiplicare. Deci multiplică, se multiplică și sănătatea, și boala, și bogăția, și sărăcia. Toate lucrurile se multiplică în viața noastră. De aceea este bine să ne dezvoltăm spiritual. 1. 2. Să ne dezvoltăm foarte mult pe alimentație, sănătate. Mai ales cei care stau în sud-est. Orașul, în sud-estul casei, dacă au casa așezată la sud-est, oamenii neapărat în acea zonă trebuie să aibă multe plante. Da, intrarea ta când te duci cu telefonul, pui și dacă este sud-est, spui, la intrare trebuie să fie plante. Sau pur și simplu trebuie să pui ulu. În simbolistica chinezească, acest simbol este simbol al sănătății. Este bine dacă în sud-estul casei tale ai plante care sunt benefice pentru casa ta. Oamenii pot căuta pe Google ce plante sunt benefice pentru casa pe sud-est. Deci aici nu mai ținem cont dacă casa noastră este în sud-estul orașului sau în sud-estul țării. Nu, ne referim acum în special la sud-estul casei noastre. Dacă, da, dacă tu intri în casă, deci dacă intrarea ta este pe sud-est, e clar că tu trebuie să ai foarte multe plante. Uh-huh. Da? Plantele, în primul rând, absorb energia negativă. Plantele asta fac. Când suntem obosiți, când suntem, ce facem? Unde mergem? În natură. Da. Corect? E, sau folosești simbol ulu. Așa se numește. Oamenii îl pot căuta pe Google și trebuie să pună plante benefice pentru casă, nu orice plantă pui. Sunt anumite plante benefice pentru energia casei noastre, altele gestii care nu sunt benefice. Știai lucrul ăsta? Nu. Da. De exemplu, copacul banului. E bine să-l ai în casa ta. Sau la birou. De exemplu, bambușii. Bambușii ar fi bine să-i pui în sud-est anul acesta. De ce? Pentru că ei ca simbolistică îți iau energia negativă și o disipezi sau absorb. Și dacă se strică bambușii rapid sau se usucă, înseamnă că energia a fost negativă acolo. Mă înțelegi ce zic? Deci cam așa, cam asta așa trebuie folosită. Asta, da. Asta așa trebuie folosită, de exemplu, anul acesta pentru sud-est. Oricărei țări, oricărui lucru. Să se planteze mult copaci. Uite, în București, anul acesta, dacă se plantează mult copaci, dacă se plantează mulți copaci, dacă se plantează multe plante sănătoase, bunăstare, da? De exemplu, am fost în Marbella și am văzut foarte, foarte mulți ca idee, mulți, deci, cum se numește, portocali, citrici. Uh-huh. Dacă pui, nu știu, în casa ta citric, portocal, lămâi sau în natură, se pun niște simboluri aparte. Ca de exemplu, dacă cei care știu lucrul acesta folosesc infinitul de opt ori desenat într-o zonă, de exemplu, pe sud-est, se îmbunătățește calitatea vieții umane. Infinitul de exemplu, desenat de opt ori. De opt ori, exact. Uh-huh. Îl pui pe sud-est, pe sud-estul casei tale și atunci viața ta se va îmbunătăți sau nu vei mai avea atât de mari probleme pe direcția sănătății tale. Să nu stai cu capul, de exemplu, cu al treilea ochi de aici, da? Aici dacă pui mâna, ai un cucui. Uh-huh. Toată lumea are un cucui acolo. Exact. Acolo, energia aceea este energia noastră chi, care se adună foarte mult, mai ales în somn. Dacă tu stai cu capul și cu vârful capului, trebuie să stai la sud. Dacă stai și cu patul la sud-est și îți măsori și patul la sud-est, neapărat trebuie să te muți. Să-ți muți invers patul. Uh-huh.
Da? Pentru că oamenii în acest an, cei care stau pe sud-est în casă sau cu patul la sud-est sau cu birou, vor avea energia mai scăzută. Și energia nouă a anului multiplică. Deci poate să multiplice și binele și răul. Da. Mă înțeleg ce zic? Bun. Hai să trecem la următorul aspect. Bun. Acum, următorul aspect la care aș vrea să trec acum este așa. Da. Ce aduce perioada asta nouă? Nouă aduce inovație. Ne putem aștepta la foarte multă inovație extraordinară. Nouă este o stea foarte puternică. 1 și 9 și în Feng Shui 1, 9 și 6-le sunt foarte puternice ca energie. Ce aduce 1, 1? Ce aduce, pardon, 9? 9-le aduce, în primul rând, transformare. 9-le, fiind o stea de foc, energia transformării, arde, renaștere, da? Anul acesta, anunț la nivel mondial și peste tot, vom vedea foarte multe foc, foarte mult foc. Bombe, explozii, foc, arșcopac, fiind dragon de lemn, lemnul va suferi cel mai mult anul acesta. Da? Fiind dragon de lemn, lemnul va suferi foarte tare. Dragonul este o energie yang. Dragonul fiind o energie yang, va consuma foarte mult energie, energia lemnului, chiar dacă este dragon de lemn. Deci asta arată din start că oamenii, anul acesta, de exemplu, vor avea foarte multe probleme cu pământurile și cu tot ce înseamnă elementul lemn. Da? Deci e foarte bine să-și renoveze casa, dacă e de lemn, să îmbunătățească lemnul casei, să nu ia foc, să fie totul bine, să nu potrezească și tot așa mai departe. Pădurile anul acesta trebuie udate mai mult decât de obicei, pentru că dacă nu sunt udate terenurile, vor lua foc anul ăsta. Este nouă stea de foc. Uite, chiar azi dimineață citeam o știre că undeva, nu mai știu în ce parte a lumii, arde mult teren. Ia să vă duceți să căutați pe Google, în acea parte a lumii, să scrieți, să vedeți nodurile, cum sunt, ce nod are, nod sud, nod est, nod, și o să vedeți că este exact ce vă spun eu. Oamenii să scrie țara respectivă și să caute coordonatele nodurilor. Dacă oamenii caută coordonatele nodurilor acelei țări, ei vor vedea ceea ce spun eu. Da? Și atunci afectează. Deci cei care avem case din lemn, să le mai aruncăm. Le renovați, să le faceți să arate super bine. Dacă aveți culori de lemn în casă, este foarte bine că anul este dragon de lemn, deci ajută oarecum. De asta și planta este tot din elementul lemn. Da? Deci e foarte, foarte important și este bine ca oamenii să aibă multe, multe plante anul ăsta în casa lor. Da? Mai multe ca de obicei. Culoarea verde, foarte mult în casa lor. Da? E foarte important. Și culori foarte plăcute care hrănesc lemnul, adică apa. Da? Să mai stingă energia focului. Pentru că steaua noastră este energie de foc. Și este important să avem echilibru între elemente. Pentru că dacă un element e prea mult băgat în viața ta, atunci el poate să vină să distrugă lucrurile alea. Este logic. Da, este un dezechilibru. Da. Exact. Da? Acum, să vorbesc un pic despre est anul acesta. Estul este nucă benefic, foarte benefic. Avem energia 1 manifestată în perioada lui 9. Prima perioadă a manifestării vibrației 9 se află în est. Deci asta înseamnă că timp de 7 ani, estul, pentru că a intrat cu o stea vibrațională 1, tot ce înseamnă estul țării, estul casei, o să fie benefic. De aceea e foarte bine ca oamenii în est să aibă bucătăria. Da? Eu acum bucătăria. Mă uit pe telefon să văd aici, nu mă lua în seamă. Da, nu că te ascult. E foarte bine, eu vorbesc. Da? În est. În estul casei este foarte, foarte important să ai bucătăria timp de 7 ani din acest moment, pentru că am intrat pe cea mai puternică energie, dragonul este cel mai impunător, să zic, element Jesse din Feng Shui și este foarte divinizat în China, deoarece el este tatăl, cum ar veni, puterii. De asta toată lumea face, face mulți copii în anul de dragon.
în orice alt, în orice alt an de dragon, de lemn, de foc, de orice, în toți anii aceștia se fac mai mulți copii în China. Pentru că este foarte respectat acest simbol. Și ce înseamnă când avem un copil născut într-un an de dragon de lemn? Un copil care va reuși din nimic. Un copil care dacă este jos, până la ajunge la 24 de ani, el este la alt nivel. Adică dacă o familie este săracă, se naște cu lucruri foarte așa, ei fac copii în anul ăla pentru că au tradiția și spun că, virgulă, copilul nostru ne va aduce bogăția în casa noastră. Mă înțelegi, Jessie, ce zic? Ei au tradiția că, virgulă, copiii aduc bucuria și bogăția în casa noastră. De aceea fac copii cei mai mulți în anul respectiv de dragon și în an de tigru. Deci, atunci, dragi urmăritori, dacă ați născut, doamnelor, da, dacă ați făcut, domnilor, ați făcut un le copil, va crește bogăția în casă, inclusiv până ajung copiii la 24 de ani, bogăția în casa lor va crește. Ce facem în estul casei, Adam? În estul casei avem energia victoriei, avem steaua 1 a victoriei. Este bine să avem acolo un simbol al victoriei. Da? De exemplu, dacă stai în bucătărie, în simbol al victoriei poate să fie calul, steagul victoriei, poate să-l caute lumea, un medalion. Dacă ai câștigat un medalion, da? Ai câștigat o diplomă, te duci și o pui în est. Chiar dacă e în bucătărie, te duci și o pui undeva acolo. Da? De ce? Pentru că înseamnă victorie. Și dacă e în baie, estul? Dacă este în baie, estul este nasol. În primul rând o să spun de ce. Dacă este în baie estul, vor fi foarte multe pierderi. Pentru că este un pic, baia este un element de scoatere energetică din casa ta. Adică tu în baie te duci și te eliberezi, scoți energia negativă din tine și așa mai departe. Deci baia este un loc de curățare. Baia, ca să poată să fie cât de cât de succes, trebuie să aibă mult foc în ea. Adică în anul respectiv e foarte bine să aibă multă lumină în ea. Dacă e o baie, mai este și baia închisă, lucrurile nu stau wow, ca să fiu sincer. Dacă baia se află în est, din punctul meu de vedere, trebuie să pui anumite elemente în baia respectivă. Cum ar fi? Păi uite, steaua 1 este o stea de victorie. Deci asta e clar că trebuie să pui steagul victoriei, să ai lumină galbenă, lumină galbenă, Jessie, nu albă în baie, da? Mai ales dacă baia este întunecoasă, este foarte important să existe nu baie, ci duș. Este o diferență și în Feng Shui. Dușul este altceva energetic, baia este altceva, Kada. Și care e mai bună, Kada sau Vana? Anul acesta e pe est, e bine să pui duș. Da? Deci toate băile cu duș vor fi mai bune. Da? Energetic vorbind. Acum nu o să zic doar ce le convine oamenilor, Jessie. Tu știi lucrul ăsta. Eu mai zic și lucruri care. Știi? Acum poți să îmbunătățești calitatea vieții tale punând anumite elemente de Feng Shui. De asta le și dau sfatul acesta. Nu să se panicheze, dar să-și îmbunătățească cunoaștere și viața. Asta fac. Înțelegi? Eu, asta este ideea. Există o problemă, există și o soluție. Da? Întotdeauna există așa ceva. Da? Bun. E clar. Deci anul respectiv, apropo, dacă ai baia în est anul acesta, nu fă reparații. Aha. Da? Reparații în baie. Nu fă reparații în baie dacă anul acesta baia ta e în est. Da? Și este bine să fie un covoraș roșu. Pentru că roșu este energie de foc. Da? Și am spus lumina cum să fie galben. Steaua 1 este și ea o stea puternică. Da? Și atunci e bine să pui în baie un covoraș mic roșu sau elemente de decor care să aibă culoarea roșie. Da? Și neapărat pentru cei care au băi mici să facă tot posibilul să nu aglomereze baia cu lucruri. Pentru că atunci când noi aglomerăm baia și mai ales dacă e mică, nu este sănătos. Da? Mai bine să ai două șampoane, un gel de duș și atât. Ați văzut că oamenii au tendința să-și pună multe șampoane în cadă, în baie, îi vedeți acolo cu tot pachetul. Eu mă ocup și de design interior și am făcut și fac cursurile în continuare, sunt la gradul 2 și asta vreau să vă spun. Ce observ, în toate casele există multe produse în baie.
mai și baia peste și mai pui și multe produse și acumulezi așa multă energie, nu e ok. Da? Bun, cu acum, dacă ești în bucătărie, deci cei care au bucătăria în Est, anul ăsta trebuie să pună bogăția acolo, banii să-i țină în bucătărie. Adică, practic, pușculița familiei a banilor să se mute acolo, în Est. Da? Pentru că nu va exista nici o pierdere. Va crește. Chiar dacă există facturi de plătit, chiar dacă există lucruri, va crește. Ok? Acum să vorbim de nord-est. Da? Pentru că le luăm pe rând. Nord-est. Da, Jesse? Continuăm. Avem steaua 6. Steaua, o stea frumoasă, o stea care ajută foarte mult, să zic, nord-estul. Toți oamenii, toate orașele în care sunt în nord-est, benefic. Se numește steaua cerului. O stea foarte superbă, așa ca energie și se manifestă superb în nord-est. Nord-estul este, are o perioadă foarte bună timp de 7 ani. Deci, dacă intrarea se face de dragon, începând de la dragon, se face noua perioadă a început anul acesta. Deci asta înseamnă că va avea influență timp de 7 ani. Da? După aceea se vor schimba și stelele, se schimbă oricum stelele de la an la an, de la lună la lună se schimbă energiile. Dar ca idee, cum intri, se zice, cum intri nou an, așa va este tot anul. Corect? Da. Asta vreau să zic și aici. Cum intri în anul acesta cu energiile, așa vor fi timp de 7 ani pe perioade. Da? Acum, cum se manifeste, ca să vorbim un pic despre nord-estul casei? Avem așa. O să discutăm un pic despre nord-estul. Este starul carierei. Numărul 6 oferă oportunități de dezvoltare profesională și de dezvoltare a carierei. Dacă vrei să crești cariera, Jesse, anul acesta, stai și îți faci biroul ori în nord-est, ori în nord. Îți pui biroul, nu-ți pui capul să vină la geam, nici de cum. Trebuie să fie pus cum stai acum la un perete. Da? În nord-est este bine anul ăsta să ai elemente de carieră. Da? Adică tot ce înseamnă carieră. Vrei să te dezvolți pe carieră, pui în nord-estul casei tale, pui acest lucru și atunci o să-ți meargă foarte, foarte, foarte bine. Birou. Îl pui în nord-estul casei. În nord-estul casei, dacă vrei să crești foarte mult la locul de muncă, pui cărți. Dacă tu vrei să avansezi, înseamnă educație. Da? Pui și o să-ți meargă bine. Da? Ca idee, în nord-estul casei, dacă vrei să ai succes, este foarte bine să ai elemente de, uite, calul. Calul acela, ca simbolistică, care ridică două picioare. L-ați văzut vreodată calul acela? Da, tu l-ai da. Văzut vreodată calul acela? L-ai văzut la cele mai mari hoteluri? L-ai văzut vreodată la cele mai mari companii? Calul acela da. Reprezintă victorie, succes, carieră, putere, forță energetică, faimă. Vrei să ai succes anul acesta aici, stai în nord-est cu spatele la nord-est. De exemplu, eu mi-am mutat tot patul și toate astea pe sud-vest. Nord-estul și sud-vestul sunt foarte beneficii anul acesta din punctul meu de vedere. Cel mai beneficii. Bun. Da? Acum, sudul, ce ne aduce, nu, o să vorbesc un pic despre ce ne aduce nordul. Nordul este steaua 8 a bogăției. În numerul G, numărul 8 înseamnă bogăție, în feng shui la fel. Dar ca idee, este o stea foarte interesantă, se numește energia prosperității, se află în nord. Deci de asta e bine să ai un 8 cu cifra 8 pusă dacă intrarea este pe nord. Te duci și pui pe ușă numărul 8. Ai intrarea, stai cu fața către sud și cu capul, cu spatele către nord. Iar e foarte bine. Da? Pui în casă, Jesse, dacă vrei să-ți meargă bine la nord, broasca țestoasă cu dragon. Este o simbolistică. Ori pui-o în tablou mare, ori pui broasca țestoasă cu dragonul. Broasca țestoasă cu dragonul și cu simbolistica energetică a banului reprezintă carieră îndelungată, viață bună.
Broasca ca simbol, Jesse, sestoasă, reprezintă ce? Viață lungă. Dragonul reprezintă putere. Adică putere și viață lungă. Te duci în nordul casei și spui lucrul ăsta. Și o să vezi că o să-ți meargă bine. Deci o să te ajute foarte mult. Este foarte bine dacă vrei să acumulezi terenul sau cine vrea să-și cumpere case anul ăsta și își cumpără casă pe nord. E wow. Este wow. Timp de 7 ani, casa aia va prospera. Sau vor cumpăra mai multe terenuri, case, oamenii aceia respectivi care stau în asta. Le va da Dumnezeu posibilități să se dezvolte. Da? Pentru nord este benefic să se construiască foarte multe case. Da? De exemplu, în nordul țării, în nordul Bucureștiului, în orice nord este foarte, foarte bine să construiești ceva. Vrei o carieră, construiești. Și atunci îți va merge foarte bine. În nord este nu că benefic, este cel mai benefic. Timp de 7 ani de acum încolo să fie energia 8 pe nord e wow. Ele se schimbă, așa cum spuneam, anual stele se schimbă, dar energia respectivă rămâne, pentru că este energie de intrare, care și-a manifestat un an de zile în puterea și este pe an de dragon. Și pe început de perioadă nouă. Ok? Bun. Este foarte bine ca nordul casei să ai pusă neapărat, dar neapărat simbolul potcoavei și să scrie pe al lac. Noroc. Oamenii trebuie să se ducă să-și facă lucrul ăsta sau să-și facă o potcoavă purtată timp de 7 luni de un cal. Da? Dacă ați văzut caii merg, dacă oamenii poartă lucrul ăsta sau își pun la intrare sau la restaurante, o să vedeți că o să prospere. Da? Dar trebuie purtată timp de măcar 7 luni de un cal dacă e potcoavă naturală, adică din energia calului, ca simbolistică purtată, uzat. Dacă nu și îți iei, trebuie să scrie pe ea neapărat lac. Noroc, se găsesc adică foarte noroc. Greu. Da. Exact, adică se găsesc foarte greu, vă spun sincer, că am căutat și eu. Da? Am găsit, dar greu. Da? Și am pus-o la intrare. Casa mea, de exemplu, este la intrare pe nord. Intrarea e pe nord. Și la mine. A, ce tare, deci o să ne meargă bine. Da, se anunță o perioadă în care tu o să-ți acumulezi case sau tereniuri. Da? Te anunț. Doamne ajută. O să vezi. Deci o să vezi că în următorii 2 ani și jumate, 3, o să simți nevoia, zici, parcă aș vrea încă o casă. Sau vreau o casă. Sau vreau un teren. Sau vreau ceva. În direcția asta. A pământurilor. Uh-huh. A acumula elementul pământ, avere, a acumula bunăstare, a construi ceva, poate da, sau o să simți nevoia să faci multe transformări. Da? Avem așa, în centrul casei avem steaua 3. Nu e bună deloc timp de 7 ani, deci multe cupluri se vor certa, mai ales care se căsătoresc anul acesta. Îmi pare rău, asta este o veste tristă, de asta eu nu prea am încurajat foarte mult căsătoria anul acesta, decât în anumite luni, din punct de vedere numerologic și așa mai departe. Sau pe Feng Shui, pe baza lor, când le explic. Care ar fi acele luni? Poți să ne spui și nouă aproximativ, da, care de lunile exemplu, bune de anul acesta? În primul rând, pentru căsătorie, recomand luna iulie, luna septembrie și luna octombrie. Da, anul acesta. Uh-huh. Anul acesta. Nu iunie, numai. Da? Nu noiembrie, nu decembrie. Nu martie, da? Nu august. Multă lume face nunta în august. Da. Da? Eu, din punctul meu de vedere, și avem așa, avem steaua energiei 3 pentru o intrare, într-o perioadă, pe energia certurilor. În primul rând, este un pic periculos cu steaua asta 3. În tot timpul în centrul țării vor fi scandaluri, în centrul Europei, în centrul lumii. Deci, așteptați-vă, dacă este steaua aceasta în mijloc, 3, adică în simbolistica aceasta avem 3-ul la mijloc, ca vibrație stea, într-o perioadă de intrare nouă, cu o stea de foc, deci se accentuează energia, vor fi multe scandaluri, bârfe. Oamenii vor simți nevoia să bârfească, să invidieze, se vor pune mamă împotriva fiului, fiul împotriva mamei, exact ca în Biblie.
multe scandaluri. Deci anul acesta, multe scandaluri în centrul casei. Da? Anul acesta este foarte benefic să nu ai grijă ce spui. Ce spui, cum spui, oricum lumea te judecă și la cea mai mică greșeală gramaticală. Știți foarte bine. Sau te poate judeca pentru că este de energie 3. Poate să te greșească dacă spui ceva care nu le, ceva ce nu le convine lor. De ce? Pentru că este energia 3. Este în centrul inimii, este în centrul casei tale și tot anul se manifestă. Deci nu sta în centrul casei anul acesta. Nu sta. Nu fă petreceri în casa ta anul acesta. Mai rănuți. Fă-le în curtea ta. Stai la bloc, mergi la restaurant. Te ceri la restaurant, nu te ceri în casa ta. Uh-huh. E foarte important. Dacă oamenii vor un sfat, le spun așa anul acesta. Puneți un ca simbolistică un măr al păcii, se numește mărul păcii simbolistică. Puneți simboluri pe masă care să însemne pace. Scrieți pe foi tot timpul. Da? Eu am scris, o să vă arăt acum, dacă vreți în agenda mea, e acolo agenda, o să mă duc să vă arăt dacă este. Am pus să scrise cuvinte de pace, de iubire, da? Am un tablou cu simbolul păcii și al iubirii. În spate, dacă vedeți la fel, da? Ea se împarte, chiar dacă centrul casei mele este aici, apartamentului meu, centrul casei se împarte și așa, și așa, și așa, pe toate direcțiile, pe toate cele 8 octogoane. Sectorul se împarte în 8, ca să poți să-ți faci camera, în primul rând se face pe 8 direcții, îți iei apartamentul așa și îl împarți pe 8 direcții, da? Deci îl împarți în 8 direcții, da? Centrul casei este de aici, dar tu ești influențată și de partea asta și de partea asta, adică pe toate centrele energetice ale casei tale se manifestă asta. Asta înseamnă că ce e bine să faci, nu-i sperii pe oameni, dar ce să le explic, să aibă gură, să aibă atenție la ce scot pe gură. Oamenii în acest an. Pentru că de aici vor apărea cele mai multe probleme anul acesta. Știți cum este? Este o înțelepciune care le spun tuturor oamenilor. Dacă vrei să fii fericit, vorbește doar cu înțelepciune și cât mai puțin. Cum faci tu acum? Da. Păi vezi cum faci tu acum. Eu vorbesc mai mult și s-ar putea să mi le iau, cum să zice. Știi ce zic? De aceea este foarte important să am grijă la ceea ce scot pe gură. Pentru că oamenii anul ăsta asta vor simți, să te judece, să te critique, da? Vor avea, dacă ești cu un iubit și ai iubit și așa mai, nu sta în centru casei cu el prea mult. Iar dacă stai, pune simbolul de pace. Uh-huh. Pune simbolul care să se aducă aminte în centru casei, un tablou în care să scrie această casă este bunătate, în această casă ne iertăm, în această casă. Ați văzut că erau acele mesaje frumoase. Uh-huh. Să vă readucă aminte, să stăpâniți energia certurilor și a scandalilor din mijlocul casei, pentru că ea dacă ea fiind în mijlocul casei, clar dacă te ceri va afecta toate celelalte 8 sectoare, 6-7 sectoare energetice. Bun. Înțelegeți ce zic? Da. E bine, să aveți pe masă, centru. Pe masă este bine să existe mere, tot timpul mere roșii, naturale. Nu false. Știți ce zic? Oamenii au tendința să pună din plastic. Da. Nu, aceasta este nu e ceva viu. Bravo. Ai înțeles? Da. Exact. Și pe masă trebuie să fie tot timpul pus o energie de pace, adică să pui o carte care înseamnă pace, o carte care înseamnă iubire, da? E foarte covorașul ar trebui să fie anul ăsta roșu. Cei care au covoare în mijlocul casei, este bine să pui covoraș cu nuanțe de roșu, da? De exemplu, să aibă culori nu albastru, nu gri. Nu culori de genul acesta. Trebuie să pui un covoraș cu elemente care de decor roșii. De exemplu, crem cu roșu. Exact așa am eu. Nu cred. Da. Serios? Da. Du-te de aici. Felicitări. Foarte bine. Înseamnă că nu te cerți anul ăsta. Te vei certa mai puțin. Pentru că este elementul pământ cremul. Cremul înseamnă pământ. Roșu înseamnă foc. Pământul arde și focul are nevoie de pământ și se hrănește, uite așa, într-una. Deci e foarte ok. Într-adevăr, da. Adică, practic, nu vei avea, să nu-l schimbi. Doar să-l scoți de la curățat ca să-ți meargă bine energia. Bine, îl ții afară, dar nu-l ții noaptea. Fii atentă, dacă îl ții noaptea, nu este bine afară. Îl ții doar ziua pe timp de lumină solară ca să încarce energetic soarele. Mm-hmm. Îl speli dacă este așa, dacă e curat foarte bine, dacă nu, te duci și îl speli și îl lași la soare
pe... doar pe zi. Exact. Apoi îl scot. Exact. Și dacă stai la balcon, ce faci? La apartament, îl bagi înapoi înăuntru și după aceea, Jesse, dimineața iar îl scoți să prindă energie solară. Nu trebuie să prindă covorul elementul lunar al apei. De ce? Mai are... Păi, haideți să vă spun de ce. Până și în magie, până și în ritualul, luna și soarele au foarte mare legătură. Soarele încarcă cu energie solară, logic, element de foc, luna încarcă cu elementul apă, cu lumina apei. Cum și lumina este una galbenă de foc, și cum și lumina este una de apă albă. Sunt elemente, da. Elemente simbolice. Punem, da, exact. Înțelegi ce zic? Te-ai prins în centrul casei să nu ai anul acesta lumină albă, să ai lumină galbenă, pentru că este lumină de foc. Ok. Schimbă becuri. Da? Ai văzut? Ai văzut cât de important e lucrul ăsta și să vezi cât va atenua scandalele. Este bine să ai 8 păsări sau chiar 9, un tablou, să vă arăt acum dacă vreți. L-am chiar aici pus lângă birou cu simbolistica aceasta, dacă vedeți de aici, uitați, îl vedeți cu 8 păsări, acolo, da? E foarte benefic. L-am luat special ca să ce? Să-mi îmbunătățească energia centrului casei. Bun, hai să trecem și la următoarele, la ce ne-a mai rămas. La următoarea care ne-a rămas avem pe sud. Pe sud anul acesta este un pic afectat. Sudul este destul de norocos în mare parte pe perioadele care urmează, dar anul acesta este afectat, este un pic în conflict ca idee. Avem o stea 7 manifestată anul acesta. În sud anul acesta vor fi foarte multe accidente. O să anunț acum o veste tristă în toate țările din lume, în toate țările, în toate orașele, vor fi foarte multe morți. Deci o să zic direct acum o veste foarte tristă. În sudul țării, în sudul oricărei țări, a noastre, a Rusiei, a Ucrainei, a tuturor țărilor din sud, vor fi afectate anul acesta, vor muri oameni. Fie prin accident, fie prin bombe, fie prin explozie, fie prin foc, fie prin metal, fie prin distrugere. Deci tot ce înseamnă sud, Jesse, va fi afectat anul acesta. Vor exista multe pierderi în sud. Foarte multe pierderi în sud. Ce este de făcut în sud este, în primul rând, anul acesta, din punctul meu de vedere, nu prea e bine să stai. Uh-huh. Da? În sudul casei nu prea este benefic să stai anul acesta. Este bine în sudul casei să pui elementul apă, ca să mai stăpânește energia ca idee. Pui niște, dacă stai într-o casă, să ai draperii albastre. Albastru înseamnă apă. Da? Este bine să ai element de decor al apei, o fântână. Să stăpânească energia respectivă. Ok? Este foarte bine. Țările care nu vor avea probleme și stau în sud, de exemplu, și au apă, e benefic. De exemplu, da? Unde este sud și este apă, e benefic. Unde este sud și nu este apă... Ca la noi, nu? Că avem Dunărea, care trecem prin... Exact. 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 Deci suntem apurați. Exact, te-ai prins. Nu ne afectează atât de tare. Atât de Mamă, tare. Mamă, îmi place cum gândești. Ai înțeles? Bravo, felicitări, ai făcut legătura. Da? Da. E foarte bine. Da? Deci în sudul casei voastre, dacă stați la curte sau la apartament, dacă stați la curte, puneți și faceți un canal de apă care să curgă tot timpul în jurul casei. Știți ce zic cei care stau la curte? Să facă așa, cum erau pe vremuri. Pe vremuri, oamenii aveau înțelepciune mai multă și nu știau atât de multe informații. Eu zic că și nu știau. Îi vedeai oameni modești, oameni foarte modești, dar care trăiau fericiți. Cu cât le dădea Dumnezeu. De aceea se înconjurau și castelele și cetățile de apă. Felicitări! Da. Exact. Ai înțeles ce zic? Da, da. Deci de acolo teoria, da. Și de acolo, în primul rând, îți aduce protecția apa, prosperitate. Nu lasă chiar pe oricine se apropie ușor de tine. Apa este un lucru foarte interesant. Prin apă noi avem viață. Când venim pe pământ, stăm în ce stăm? În apa mamei. Da? Este și un film Avatar, se numește. Da? Dacă l-ați văzut, a doua parte,
cu siguranță o să înțeleagă multe mesaje simbolice pe care apa le are. Dar nu o să vorbesc despre asta, o să vorbesc despre cum trebuie să faci, ce trebuie să facem în sud. În sudul casei anul acesta punem elemente de apă, draperii, dacă avem, dacă ai sudul, să zicem, în sufragerie și așa mai departe, în sufragerie pui draperii albastre, pui elemente de decor albastru. Da? Pui elemente de apă care să aducă asta. Sau poți să pui un element ca idee de metal, un pic de gri, dacă vrei, dar nu mult. Nu mult. Nu mult. Da? Asta ca omul să știe. Este o stea negativă, o să aducă multe pierderi, deci o să anunț așa ca idee că nu este benefic deloc anul ăsta sudul și ne putem aștepta la diferite catastrofe în zona de sud a oricărei, a țării noastre, probleme în direcția asta, da? Deci nu este benefic. Haideți să continuăm cu sud-vestul, Jesse. Da. Sud-vestul, Jesse, anul acesta este benefic, este cel mai benefic, inclusiv pentru cei care sunt maimuțe sau oi. În zodiac. Într-o altă emisiune, dacă vrei, o să explicăm și pe direcția asta ce li se întâmplă fiecare în funcție de ce zodiac este, dar e foarte important să aducă beneficii în casa respectivă. Sud-vestul este multiplicare de 9, deci este wow, este exact pe energia care trebuie. Cei care stau în sud-vestul țării, cei care stau au pat în sud-vestul casei, cei care au bucătăria în sud-vestul casei îl vor multiplica averea la toate nivelele. Cei care au poze cu ei în sud-vestul casei își vor multiplica iubirea. Vrei să ai o relație de iubire? Pune poze cu persoana respectivă în sud-vestul casei. Vrei să ai o relație romantică? Mută-te în sud-vestul casei. Da? Pentru că vei multiplica. Te vei duce acolo, dar trebuie să pui elemente de decor care multiplică energia pe care tu o dorești. Foarte important, sud-vestul casei, pentru că este energia nouă și este energia și a anului general, și a perioadei, pardon, care va manifesta timp de 20 de ani această energie, este foarte important ca, virgulă, oamenii ce să facă? Să facă aici, să pună ceea ce dorește aici, să se ducă să facă altarul dorințelor, ca să se multiplice, să facă altar de binecuvântare, altar de rugăciune, căci va aduce bunăstare, se vor îndeplini dorințe. Este foarte bine cei care stau în sud-vestul, ca idee, am să vă spun un secret așa, să știți că îmi pare o tâmpenie, dar nu este o tâmpenie, simbolele se manifestă tot timpul. Anul acesta, cei care stau în sud-vestul țării, o să vadă dragoni. Foarte mulți, pentru că este energie foarte benefică, pe cer se vor vedea simbolul dragonului. Uh-huh. Da? Deci cei care stau în sud-vestul țării sau în sud-vestul așa, sau într-o zi dacă ei stau cu capul la sud-vest sau energia lor foarte bine și se uită pe cer, s-ar putea să vadă dragon. Cine a văzut dragon și a stat pe sud-vest, omul ăla o să fie bogat. Da? Uite, o să ajungă bine. Eu în momentul ăsta stau în sud, dar cu capul spre sud-vest, că mă vezi că sunt puțin sucită, nu stau. Așa. Deci eu stau acum pe sud-vest. Auzi, eu acum sunt, biroul meu pe sud-vest aici, unde stau acum, canapeaua este pe sud-vest. Deci da. Da. E foarte benefic, da? E foarte benefic pentru că aduce creștere. Vedeți și de decorul ăsta, l-am pus aici, chiar dacă pare așa un pic inestetic, da? Este acolo, este energia de pace, de iubire. E foarte important ca omul să-și facă. Să-și facă și în dormitor. În parți, dormitorul la fel. În sud-vest, pui poze. Deci tot ce înseamnă în sud-vest, aduci ceea ce tu vrei să multiplici, Jesse. Ok? Și avem mai rămâne în vestul. Vestul și nord-vestul. Vestul. Pardon, stai că m-am sucit și eu. Deci eu stau acum în vest și stau cu capul spre sud-vest, cu spatele capului spre sud-vest. Gata. Ia zi, ce înseamnă că eu stau aici pe vest? Păi uite, tu nu vezi că stai acum, dacă tu stai cu capul către sud-vest, ești o fericită că acumulezi informație. Se multiplică informația. Adică ce faci în sud-vest se multiplică. Stai în sud-vest, nu știu ce, tu acumulezi ceva. Înțelegi, este stea de multiplicare, îți multiplică și binele și rău sud-vestul anul ăsta. Dar mai mult binele. Dar mai mult binele. Până acum, da. Deci, da, și fii atentă, dacă canapeaua este pe sud-vest,
Ți-aș recomanda să-i schimbi culoarea. Canapeaua este pe... Deci sudul e... Cum ar veni colțul? Măi, dacă vrei, vin într-o zi la birou. Vin într-o zi la birou tău și ți-l fac. Wow! Și ce culoare zici să punem aici? În primul rând trebuie să pui o canapea verde. Ți-o spun direct. Canapea verde trebuie să pui sau o culoare, un maro frumos de elementul pământ. Asta este un crem oarecum tot de element pământ, dar aș merge pe un galben. Maro elegant. Galben. Sau verde. A, galben. Galben. Galben e tot de pământ. Cumva se ajută cu focul. Da, oarecum, galben, da? Așa, da. Da. Deci, ca să fie totul ok din punctul meu de vedere, ce avem de făcut în vest? Că am discutat de sud-vest și oamenii au înțeles pe sud-vestul casei ce trebuie să fac. Să pună ceea ce ei vor cu adevărat, pentru că va multiplica. Fiind și perioada nouă și steaua nouă se află în sud-vest, toate țările din lume pe sud-vest se vor multiplica. Anul acesta, ce se plantează anul acesta, se va multiplica. Se plantează pace, pace va fi pe sud-vestul țării respective sau în sud-vestul Europei. Se va multiplica războiul, aia va fi pentru că este energie de multiplicare. Numărul 9 se multiplică, e 3, 6, 9. Stai puțin, Adam, să ne încurcăm în sud-vest sau în vest? Nu, în sud-vest. Că am mai vrut să închei cu asta. Credeam că da? Am trecut la vest deja. Nu. Acum vreau să vorbesc de vest. Deci am mai vrut să mai continui ideea cu asta. Acum la vest. Bun. Avem energia 5. Asta nu e bine. Nu este bine deloc. În vest nu este bine deloc. Această stea este 5 a dezastrelor, a accidentelor. Deci vestul va fi foarte afectat anul acesta. Deci avem așa. Afectat sud-estul, vestul, da? Sunt destul de negative. Centrul casei, da? Deci sunt un pic vestul. Vestul este o energie de stea 8, de accidente. Este bine ca oamenii să aibă simbolul Tai Sui. Tai Sui-ul trebuie să iei simbolul placa cu Tai Sui sau o imagine, o printezi ca simbolistică cu mantra pe ea. Trebuie să aibă mantra energetică pe ea. Și să o pui acolo. Este vestul va fi afectat în mod negativ și multe dezastre și multe colapsuri vor fi în zona de vest a țărilor, a lumii și așa mai departe. Deci asta este o predicție pe care o fac și o să o vedeți și dumneavoastră și tu, Jesse, nu va aduce fericire din punctul meu de vedere vestul. Vestul anul acesta nu va fi fericit. Va avea multe dezastre, multe accidente. Da. Da, asta este ce e bine să faci, foarte simplu. Înveți să faci ca tu să-ți meargă bine. Unu, nu ești oamenii în sud, în vest nu trebuie să facă reparații. Adică nu trebuie să atingă foarte mult energia respectivă. Nu trebuie să stea deloc în vest, da, deci nu stai în vest, călătorești mai mult anul respectiv din țară, dacă stai în țară vestică, te duci și te plimbi un pic prin alte țări, cunoști. Dacă nu poți să călătorești, că nu ai bani, te muți într-un apartament sau într-o casă sau cauți să nu stai pe o casă din nou vestică. Da? Deci este numărul 5 și numărul 3 ca stea sau ca energie, nu sunt benefice în Feng Shui. Stelele astea se manifestă așa și se află în direcția asta și nu aduce beneficii, da? În perioada nouă. Și este o stea de foc, un dragon, dragonul e puternic. Da? Nu este bine ca idee, vestul are culoarea culoarea vântului. Culoarea vântului este vântul este o culoare, el nu are aerul nostru nu are, dar în Feng Shui există o culoare pentru fiecare. Focul este alb, roșu, apa este denumită ca elemente de negru, negru, alb, albastru, că ați văzut că v-am spus draperii să le puneți albastre. Vântul ca idee are o culoare, cum să zic, e bine să pui culoare de metal, gri. Da, pui gri, în vest pui gri mult. Da? Metalul. Metalul ajută foarte mult. Asta și mai atenuează din steaua negativă a lui 5, care cade pe vest. Pe vest cade o energie negativă. 5 ăsta, care vine și este și distruge și agită vestul, adică agită aerul, agită elementul ăsta de putere. De asta spuneam că atenție la avioane, da? Cele avioanele din vest,
vest, când vor fi foarte multe călătorii, prea multe și prea mult pe vest, accidente aeriene vor fi. O să vezi știri. Da? Da. Pentru că energia asta 5 vine și deranjează aerul. Când deranjezi aerul, multe tornade, mult vânt, multe probleme meteorologice vor fi în vestul oricărei țări. Multe probleme astea șocante, așa, chestii în aer. Tot ce se întâmplă în aer. Se va întâmpla ceva în aer în vest. Înțelegi ce zic? Da. Jesse, așa mai subtil? Vom vedea, da, știu. Vom urmări știrile. Exact. Și nord-vestul este foarte benefic și o să închei cu el. Este pentru iubire și studiu. Aici, în primul rând, o să spun așa, cei care au numărul QA, 8. Oamenii nu știu să-și calculeze numerele QA, dar le pot căuta pe Google, pot face așa. Vă dau un secret. Numărul în nord-vest este foarte avantajat. Fiind o stea foarte benefică de iubire, de dragoste, de studiu, de acumulare, de pace, nord-vestul oricărei țări sau oricărei case, dacă intrai acolo, trebuie să te bucuri de el. Pentru a te bucura de el în nord-vestul casei, unde este iubirea și toată această energie a păcii și a consolidării a studiului, caută să pui multe diplome, caută să pui multe elemente de decor frumoase cu semnul iubirii. Dupla, neapărat trebuie să pui dupla fericire. Omul trebuie să pune simbolul dublei fericiri în casa lui, dar mai ales pe nord-vestul casei. Este un tablou sau poate să-și cumpere sau să-și deseneze simbolul dublei fericiri. Care este acela? Acele două inimi? Nu acele două inimi. Sunt niște simboluri care sunt niște mantre chinezești și oamenii o să caute pe Google. Caută tu și da. o să găsești și o să vezi ce înseamnă, da? E bine da. Să pui aici. E foarte bine nord-vestul casei sau copiii care vor să călătorească foarte mult să se ducă în nord-vest. De exemplu, studenții, vrei să te duci cu Erasmus, vrei să te duci cu ceva, du-te în nord-vestul acelei țări. Nu știi în ce țară să alegi? Uite, prin această emisiune vei ști unde să te duci anul acesta. De exemplu, e student și zici, vreau să plec cu Erasmus. Foarte simplu. Pleacă cu Erasmus, dar pleacă într-o țară nord-vestică. Uh-huh. Și vei prospera și pe dragoste, te vei bucura ca tânăr să-ți cunoști dragostea sau să ai relații frumoase și relații de armonie, dar poți crește și ca studiu. Vezi? Da. Ce zic? Asta înseamnă Feng Shui. Să-ți dai seama de energii și să le prelucrezi. Bă, nu agiți steaua asta, fac asta. Și atunci energia se îmbunătăcește, Jessie. Îți mulțumim din suflet, Adam, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus și iată, ne-ai învățat cum să ne jucăm, să jonglăm cu energiile ca să ne meargă bine anul acesta. Exact. Te mai așteptăm cu drag alături de cu noi. Mare drag. Mult succes! Mulțumesc tare mult și să ne vedem cu bine, Jessie, și de curând. Dragi ascultători, a fost alături de noi Adam Stavarache, numerolog. Îi mulțumim pentru că ne-a explicat cum să ne aranjăm lucrurile în casă în acest nou an, pentru că știți că din punct de vedere chinezesc abia acum am intrat în noul an, iar Adam ne-a adus toate aceste informații, ce să punem în fiecare colțișor al casei noastre, în funcție de energiile care vor fi acolo. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu noi informații prețioase de la invitați speciali cum am avut și astăzi. Vă îmbrățișez!